Când mă las, cred că mă las în baston. O să ies de pe teren, o să-ți ridic mâna și o să zic nu mai pot, gata, până aici a fost. Îmi place foarte mult, îmi place să mă pregătesc, mă simt foarte bine. Dacă nu mă simțeam, puneam ghetele în cui de mult. Dacă îmi zicea cineva să mă culc la ora 10, jucam mai bine sâmbătă. Nu e adevărat. Dacă regretam ceva și mă gândeam prea mult la lucrurile, la prostiile care le-am făcut, îți dai seama că nu mai eram aici. Mă duceam și mă internam la un spital de nebuni. Cât intrai în depresie, intrai în altele. Asta este, asta e viața. Nu sunt singurul de pe pământul ăsta care bea un șpriț sau eu știu, să-mi bată și sparge ușe sau ce. Toată lumea a zis că nu știu ce am făcut. Am omorât pe cineva. Am spart o ușă, m-am îmbătat că... Asta este, ți-asum, dar trebuie să știi să ți-asum până la urmă. După aia dai pe teren, arăți pe teren, că lăsați deoparte. Nu sunt singur om de pe planeta asta care face prostii sau care... Eu am arătat și am demonstrat și le-am închis gura la toți pe teren. Așa că să stea liniștiți acolo, acasă să se uite la televizor când joc fotbal. Și să-mi autografe când mă văd pe stradă. În rest, să fie sănătoși.